Președintele Consiliului Județean Gheorghe Flutur a anunțat miercuri 27 aprilie, după ședința deliberativului județean, că un număr de 11 localități au fost aprobate pentru modernizarea de străzi. E vorba de Rădăuți, Broșteni, Bogdănești, Liteni, Frasini, Zvoriștea, Mușenița, Zamostea, Bălcăuți, Cașvana și Vicovu de Jos. Vă rog să observați că am prins în acest program și 6 orașe mici, orașe majoritatea făcute peste noapte, unde cetățenii nu sunt foarte încântați că acestea sunt orașe, dar aceste orașe nu se încadrau, că nu mai sunt sate, nu mai sunt comune, ci sunt orașe, și atunci le-am prevăzut și Vicovu de Sus, și Cașvana, și Frasin, și Liteni, și Bogdănești, și Broșteni, și Rădăuți sunt localități extrem de importante. Șeful administrației județene a mai adăugat că vor urma și alte măsuri, dar acestea vor viza regularizarea de râuri prin execuții la diguri, apă și canal.